Organizațiile non-profit sunt o parte importantă a societății civile. Într-o comunitate, rolul ONG-urilor este de a participa activ la soluționarea unor probleme economice, sociale, culturale, contribuind astfel la realizarea unui echilibru în societate. ONG-urile au obligația de a servi intereselor comunității locale, de a fi transparente și oneste și de a respecta drepturile fundamentale ale omului. Indiferent că vorbim de asociații sau de o fundație, ONG-urile pot aduce servicii comunității cu un spectru foarte larg: sănătate, cultură, religie, educație civică, sport, servicii sociale, protecția mediului, cercetare, dezvoltarea economică și socială, promovarea și apărarea drepturilor cetățenești, formare profesională, drepturile femeii și egalitatea de gen. ONG-urile ar trebui, în primul rând, să se ocupe de transparența informațiilor. Degeaba strângem fonduri dacă cetățenii nu știu ce se întâmplă cu acele fonduri. Din nefericire, oamenii nu știu drepturile la angajare, că vorbim de voluntariat, că vorbim de alte tipuri de angajare, este cu totul altceva. ONG-urile trebuie să vină pe masă cu toate aspectele. În momentul în care pornești o campanie, nu contează ce denumire sau pentru ce sector se duce, trebuie să pui pe masă toate cărțile. Vorbim de voluntari, vorbim de angajați, vorbim de fonduri, ONG-ul trebuie să le asigure pe toate. Chiar dacă colegul nostru are un ONG, trebuie să aducă în discuție faptul că mare parte din ONG-uri au fost făcute pentru a aduce beneficii celui care a înființat ONG-ul. E greu acum, domnule Gabriel, să aducem în atenția cetățenilor faptul că avem un ONG care vrea să ajute. Oamenii știu că ONG-ul aduce bani celui care l-a făcut. Eu știu lucrurile astea, dar oamenii nu le știu. Eu aș vrea să revin totuși la resursa umană și la voluntariat. E foarte important să se facă voluntariat. La noi încă nu se ocupă nimeni de chestia asta, să aducă copiii care termină facultatea, liceul care vreau să angajeze. Toată lumea e politică, cum zicea și colegul meu, te trage cu banii de aia. Vinul ăsta ai 2 săptămâni, văd ce poți să faci și după aceea putem vorbi despre câți bani să primești. Acești tineri care ies de pe blocile școlii, că tot ceea ce ei pot produce sau tot ceea ce ei pot face, se face cu un anumit efort și el trebuie să fie, în primul rând, educat să știe ce să ceară de la acel patron și să explice ce poate oferi el. În momentul actual, am înțeles întrebarea, vreau mă axez inițial pe altceva. Pe ce vă doare pe mine? Foarte mulți vin, da, vreau să mă angajez, dau anunțul, vreau să mă angajez, câți bani îmi dai? Nimeni nu pune întrebarea ce pot eu să fac sau ce îmi oferiți, ce trebuie să fac la locul de muncă ca să primesc bani. ONG-urile vă vor ajuta dacă eu au cadru să desfășoare activitatea cu voluntari. Aceste ONG-uri pot să creeze, îl cheamă pe acel tânăr și explică, uite, la un loc de muncă când te duci, nu prima dată îi cer bani. Prima dată îi spui ce poți tu să faci ca să asta poți... Se asta se numește educație civică și asta da, este... Lucrul ăsta trebuie... Ăsta trebuie un primordial. Și apoi să știți că toate vin. Cei care vor să facă ceva, vor face. Cei care vor să muncească, vor munce. Una din principalele probleme cu care se confruntă majoritatea ONG-urilor din România este cea a resurselor financiare. Printre sursele de finanțare de care pot beneficia ONG-urile, amintim direcționarea a 2% din impozitul pe venit de către persoanele fizice, granturile provenite de la instituții guvernamentale străine sau de la autorități publice românești, donațiile și sponsorizările. Acel cod fiscal, mă rog, precizează această donație din profit către ONG-uri. Tocmai, eu știu dacă pentru a încuraja ONG-uri să funcționeze voluntariat sau altceva, ci foarte clar oferă posibilitatea cetățenilor să se autoconvenească. Să navigheze voluntariat, mă rog, la exercițiu financiar, dacă este făcut de un ONG, dar oferă posibilitatea unor sume de bani investibile exact în problemele comunității. Deci nu am putea noi să asfaltăm o stradă, dar, de exemplu, să organizăm un curs de pregătire pentru acordarea primului ajutor, nu știu dacă realizați că dacă apucat de un
că nu știți ce să-i faceți. Ori cu ajutorul instituțiilor, celor două stații de salvare, ISU, două ONG-uri și câțiva, mă rog, oameni de afaceri, acest lucru poate fi organizat și poate fi în același încercat și filmat. Când cheltuie bani care nu este atât, trebuie să dai și o explicație, trebuie să dai și o fișă de plată, cum ai cheltuit banii. Sunt absolut de acord. Problema este că atunci când venim în fața dumneavoastră, să vă spunem, să vă propunem o colaborare, să ajutăm împreună un copil asistat, credibilitatea noastră tinde spre zero. Pentru că au fost acele persoane care, între ghilimele, dornice să facă bine prin oraș, cu fel de fel de pancarde după ei sau banere, care spun că vin de la nu știu ce mănăstire sau vor să ajute nu știu ce ONG sau nu știu ce copii bolnavi și din păcate credibilitatea a scăzut și când descrezea. Noi, ce mi-ai spune doamna Juris sau așa, că să zic, cum mai fi suspiciuni, că v-ați început în acest lucru. Eu, personal, scuzați, am fost la niște cursuri de fundraising de la Brașov, unde mi s-a explicat și nouă cum stau lucrurile. Trebuie să mergem să conștientizăm acest om sau nu neapărat un om de afaceri, oricine poate să vină să participe și să ajute. Că noi nu dorim să ne dați nouă. Noi vrem ca împreună să ajutăm pe cineva. Asta trebuie să înțeleagă cetățenii. Scopul unei sponsorizări este de a susține activitatea acestuia prin sprijin financiar, sponsorizări în bani, dar și prin oferire de bunuri sau produse care pot ajuta ONG-urile în desfășurarea activităților. Aceste sponsorizări se fac pe baza unui contract, iar persoanele juridice care acordă sponsorizări beneficiază, conform legislației în vigoare, de scăderea din impozitul pe profit datorat a sumelor aferente, dacă sunt îndeplinite două condiții. Sumele sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri și nu depășesc mai mult de 20% din impozitul pe profit. Eu aș sugera că trebuie să construite pas cu pas și un om de afaceri va face greu distinția dintre unul care vrea să speculeze și unul care cere niște bani pentru copii sau pentru alte activități. Eu zic că aici ar trebui atrase personalități care să dea credibilitate ONG-urilor respective. Trebuie promovat foarte bine un ONG ca să fie cunoscut și lumea să vină cu inima deschisă să facă bani. Este ușor să facem lucrurile să funcționeze. Important este să și vrem să facem acest lucru. Un grup de ajutor social este binevenit în orice comunitate. Fie că se numește ONG, fie că se numește asociație, fie că se numește o persoană, important este ca acea persoană să vrea să-și ofere ajutorul, nu să o facă în beneficiu personal. Un grup social e binevenit, așa cum spuneam, în comunitate și cred că mai multe grupuri sociale în Piatra Neamț ar fi mult mai binevenite pe diferite categorii de asistat social sau nu. Că bunăoară observ că și olimpici au nevoie de ajutor, bunăoară și oamenii de afaceri au nevoie de ajutor. Astfel că un ONG care se ne cuprinde pe toate ar fi cam imposibil de constituit, dar etapă cu etapă toate aceste chestiuni se vor putea duce la îndeplinire și cu ajutorul domnului Călina consider că le vor putea aduce și într-un pe toate, iar oamenii vor conștientiza că își vor putea aduce ajutorul personal la aceste ONG-uri sau la aceste protocoale vor putea pune unul dacă va fi cazul. Cei care sponsorizează ONG-ul nostru nu sunt oameni bogați, sunt oameni simpli care trebuie să facă un bine și din puținul lor, pentru că puținul lor poate este mult prea mic, vor să facă ceva pentru un copil care nu a avut șansă. Ar trebui pe viitor ca noi să ne creștem copiii noștri, să fim unul puțin mai sensibili față de ei, pentru că putea fi și noi și oricare altul și copiii voștri în această situație. Nu am prezentat, este vorba de casa de copii rei din domeniu. Succesul parteneriatelor între ONG-uri și companii au la bază o serie de factori precum respectarea promisiunilor, abordarea transparentă și implicarea. Pentru ca un parteneriat să se dezvolte pe termen lung și în mod strategic, este nevoie ca fiecare parte implicată să înțeleagă
că cele două organisme sunt parteneri egali care lucrează împreună la un proiect în beneficiul comunității. O persoană sau două persoane, de aceste cazuri, care să discute cu acești patroni, să fie școliți, pentru că în alte zone sunt, există cursuri aceste de fundraising, în care tu mergi și discuți cu un patron, nu mergi să ceri bani. Eu trebuie să înțeleagă că nu mergem să cerșim noi bani în interesul nostru. Noi vrem să facem un bine și noi la rândul nostru apoi. Este foarte important pentru că mulți nu interesează, ajung banii la stat și banii acestea sunt utilizați în alte scopuri. Pentru crearea locurilor de muncă, noi trebuie să-i conștientizăm că avem foarte mare nevoie de ei, dorim implicarea lor și să le propunem acest proiect pentru viitor.